recalcularea pensiilor a ajuns în vizorul Consiliului Concurenței. Și asta pentru că mai mulți pensionari ar fi fost păcăliți după ce companiile de servicii de arhivă ar fi făcut mai multe înțelegeri ascunse între ele. Mai multe detalii are chiar acum în direct la știrile dimineții Cătălina Iordache. Bun găsit! Bun găsit! Consiliul Concurenței bănuiește o posibilă înțelegere între mai multe companii care păstrau în arhive documente necesare pensionarilor la recalculare. Această înțelegere ar fi fost girată chiar de o asociație din domeniu, așadar mai multe indicii au venit chiar de la Ministerul Muncii. Vorbim despre documente pentru care pensionarii ar fi plătit chiar și câteva mii de lei, tarife mult prea mari la care s-ar fi înțeles aceste companii din domeniu, deși aceste tarife sunt stabilite de autoritățile de stat. Vorbim despre documente care atestă vechimea muncă a pensionarilor și faptul că au primit sporuri sau diverse prime, ceea ce le-ar putea aduce bani în plus la recalcularea din toamnă. Așadar, vorbim despre o investigație de durată a Consiliului Concurenței, ar putea să dureze un an sau chiar doi ani, însă vom vedea ce măsuri vor lua autoritățile pentru a proteja pensionarii și pe termen scurt. Cătălina, mulțumim foarte